Deși Erika Isaku Macarena a reușit să urce repede în top, nu toată lumea este de părere că ar avea un mesaj această piesă. Unii consideră că melodia este făcută mai mult din niște clișee, iar tema asta a feminismului este abordată doar pentru a strânge fani. Unul dintre cei care nu au cuvinte de laudă la adresa melodiei Macarena scoasă de Erika Isaku este Marian Godină, care a comentat toată situația pe pagina de Facebook. Mie versurile mi se par puierile și mi se pare că se adresează unei categorii de femei vulnerabile, iar din câte am observat, din păcate sunt foarte multe pe postura asta. Zic asta după ce am văzut atât de multe distribuiți și comentarii de apreciere la adresa piesei, unele venite de la femei în toată Siria. Asta mă face să realizez că pentru unele femei piesa asta chiar reprezintă un mesaj puternic în care ele se regăsesc. Cu toate astea, o altă piesă, dintre ale aceleiași artiste, are niște versuri care spun așa: am făcut mama autopeistă, cui nu-i place să mă pupe la... Desigur că se referă la... nu la pistă sau la alt cuvânt care rimează cu tupeistă. Atunci când tu, ca femeie matură, bălești la o melodie ca asta și o validezi în spațiu public, vai Doamne, ce mesaj puternic, oare de ce ne-am mai mira dacă am auzit o fată de 15 ani strigând în stația de autobuz cât o ține gura către un coleg, un băiat, să o pupe în pistă? Păi, e fata tupeistă, are mesaje puternice, nu? A scris Marian Godină. Polițistul a mai descris o situație apărută în melodia Macarena compusă de Erika Isaku. În niște versuri ale melodiei am auzit asta: fată, îți las locație live în caz de ceva. Se face referire, desigur, la situația în care o fată, femeie, se întâlnește cu un bărbat și simte nevoia din teamă să trimită unei prietene locația live, ca cineva să știe de ea. Dacă te întâlnești cu bărbați de pe Tinder sau cu unii cunoscuți pe Facebook, după un scurt schimb de mesaje, iar apoi accept să vină să te ia cu mașina din fața blocului ca să mergeți pe cine știe unde, atunci da, ar fi necesar să trimiți cuiva numărul mașinii și locația live, iar starea de teamă de neprevăzut ar fi normală. Dar ar fi anormal să faci asta și ar trebui să întreb de ce o faci. Când simți nevoia să trimiți cuiva locația live, înseamnă că nu ar trebui să te duci cu acel bărbat nicăieri. În concluzie, versurile o fi ele bune, dar nu pentru toată lumea, nu pentru toate femeile și nici pentru toți bărbații. Mai degrabă sunt niște versuri împotriva bombardierilor și pentru femeile care, din păcate, au avut parte de ei. Iar ca să închei și eu cu atitudine și ca să fiu sigur că voi putea ține piept cu valul de hate, o să iau exemplu artistei și o să zic așa: a făcut mama un băiat tare în gură, cui nu-i place să mă pupe în... a spus printre altele pe Facebook Marian Godină. Reamintim că Adi Istrate și Erika Isaku s-au despărțit după apariția piesei Macarena, după ce au format un cuplu timp de aproximativ 2 ani și s-au cunoscut în cadrul unui concurs de muzică. Cei doi au fost de nedespărțiți și s-au susținut reciproc, mai ales în carieră, împărtășind aceeași pasiune pentru muzică.